cantonamentul din Turcia nu s-a încheiat cu bine pentru toți jucătorii FC Argeș. Doi dintre fotbaliștii antrenați de Cristi Negru s-au accidentat, însă până la startul returului vor fi apți de joc. În acest cantonament au fost doi jucători care au avut probleme, bine, nu probleme mari, probleme micuțe, zic eu, Kazan Ioan și cu Cârstea Robăr. Cu siguranță vor fi azi pentru că nu sunt accidentări grave. FC Argeș va juca în primul meci din retur în deplasare cu FC Târgu Mureș, liderul seriei a doua.